Anastase, ce buget are capitala în acest an? Dumneavoastră ar trebui să știți, dacă sunteți un jurnalist, bineînțeles că ar trebui să știți, peste 4 miliarde și 100 de milioane de lei, dar azi este despre altceva. Azi este despre chișinăuieni, despre locuitorii capitalei și a suburbiilor. Dar dacă tot aduceți în discuție bugetul, domnișoară, de la Canal 2, vreau să vă spun că acest buget ar fi fost posibil să fi fost astăzi cel puțin dublu dacă niște criminali nu ar fi furat și din bugetul local și din bugetul de stat și nu ar fi finanțat niște holdinguri care, în loc să informeze oamenii, în loc să le aducă adevărul în case, i-a manipulat, i-a intoxicat și a bătut joc de ei. Iată că vine într-o bună zi momentul adevărului și oamenii vor decide dacă vor sau nu mai vor să trăiască în minciună. Și eu sunt sigur că astăzi este ziua în care oamenii au decis deja că e timpul adevărului. În ce an a avut loc prima testare documentară a Chișinăului, domnule Năstase? Ce ați făcut de dimineață și cum o să vă treceți ziua astăzi? De dimineață am avut grijă ca somnul dulce al copilei mele să nu fie foarte, foarte mult afectat. Am avut grijă ca soția mea să fie bine, să nu sufere așa cum a suferit de-a lungul timpului. Am avut grijă de cei apropiați, să le spun Doamne ajută tuturor. Și iată că am venit aici să-mi fac datoria de cetățean, de locuitor al capitalei. Am venit aici pentru că îmi pasă de acest oraș, îmi pasă de Republica Moldova, îmi pasă de generațiile viitoare pe care le vreau cât se poate de prospere. Le vreau ca să rămână aici acasă, să nu mai aibă grija plecării în altă parte pentru un rost în viață. Voi merge acum la o întrevedere cu observatorii internaționali ai acestor alegeri, pentru că am avut o asemenea invitație, bănuiesc că și alții, și, bineînțeles, voi urmări procesul așa încât de această dată să nu mai existe fraudă. Și, bineînțeles, fac apel către toată lumea de bună credință, către toți cetățenii Republicii Moldova, să fim vigilenți, pentru că avem semnale că încă se mai practică sau se gândesc unii să fraudeze acest scrutin. Îndemn toți locuitorii Chișinăului, a Republicii Moldova, să fim vigilenți, să reclamăm orice abatere de la cadrul normativ, iar instituțiile de drept, indiferent despre cine vorbim, dar absolut indiferent despre cine vorbim, să-și facă treaba. Să nu admită nici fraudă, nici pomieni electorale, să nu admită încălcarea Constituției și a cadrului normativ actual. În ce an a avut loc prima atestare documentară a Chișinăului, domnule Năstase? Va fi și a doua tot, domnul Năstase? Cum credeți? Eu îndemn toată lumea, dar toată lumea de bună credință, pentru că trebuie să înțelegem că două săptămâni pentru Chișinău înseamnă foarte și foarte mult. Două săptămâni ar însemna luarea unor decizii foarte și foarte prompte, amânate mai bine de un an și patru luni de zile. Două săptămâni ar însemna punerea în mișcare unor mecanisme care ne-ar asigura o iarnă mai blândă, să zic așa, dacă vom face tot ce ne stă în puteri ca sezonul rece să-l tratăm cu responsabilitate. Așa că două săptămâni înseamnă foarte, foarte mult. Pe lângă cele două săptămâni, un al doilea tur înseamnă niște bani. Bani grei de la stat, de la contribuabili, de la cetățeni. Iată de ce eu mi-aș dori ca toți locuitorii Republicii Moldova, și acum vorbim despre Chișinău, m-ați întrebat despre Chișinău, și în special locuitorii Chișinăului și a suburbiilor, să ieșim în mod masiv la vot pe data de 20, adică astăzi. Pentru că tot astăzi se decide Consiliul Municipal Chișinău,
un organ foarte și foarte important pe care noi ne-l dorim să aibă o majoritate responsabilă, una, de ce nu, pro-europeană, care să asigure o viață mai bună tuturor locuitorilor Chișinăului. Și spun asta cu gândul la toți cei care au fost văduviți de un primar ales pe parcursul a mai bine de un an și jumătate, indiferent cu cine au votat oamenii, nimeni, dar absolut nimeni, nu poartă vreo vină pentru acest lucru. Nimeni dintre cei care au votat anul trecut, pro sau contra, indiferent cu cine au votat, nu au nicio vină că deciziile importante în orașul Chișinău au fost amânate, iar starea lucrurilor este așa cum o avem. Mulțumesc frumos! Domnule Năstase, totuși insist să ne răspundeți. Sunteți candidat? Suntem. Capitală. Întrebare pentru doamna Năstase. Domnule Năstase, cum este această zi pentru dumneavoastră?